Reglementările legale privind finanțarea activității partidelor politice, adoptate de către Parlament în anul 2015, au avut drept obiectiv, în primul rând, reconfigurarea, disciplinarea și transparentizarea activității partidelor politice la capitolul de finanțare. Ori aplicarea corectă a prevederilor în domeniul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale și mai nou a activității grupurilor de inițiativă sunt esențiale pentru îmbunătățirea transparenței procesului și combaterea corupției. Asigurarea oportunităților egale prin alocarea echitabilă a resurselor financiare atât partidelor politice, cât și promovarea democrației interne în cadrul partidelor, a principiului competitivității dintre acestea și asigurarea unei monitorizări eficiente. Implementarea obiectivelor sus menționate pot fi realizate doar prin implicarea și activitatea consolidată a tuturor subiectelor interesați. Și aici mă refer în primul rând la organele electorale, la autoritățile publice cu funcții de control, la partidele politice, la societatea civilă și, sigur, la mass media, atât în perioada electorală, dar și în perioada dintre alegeri. Imperios trebuie să persiste voința din partea partidelor politice de a declara atât toate veniturile, cât și toate cheltuielile. Mai mult de atât, eficiența și oportunitatea cheltuielilor partidelor politice se hotărăsc de organul de conducere ale acestora și doar potrivit prevederilor statutare ale acestora. Ultimele alegeri, cele prezidențiale din 2016, dar și rapoartele financiare prezentate de către partidele politice la Comisia Electorală Centrală pe parcursul anului 2016, au scos la iveală o serie de probleme, precum și lacune la capitolul finanțare politică, ce necesită intervenție atât din punct de vedere procedural, dar și normativ. Oportunitatea perfecționării domeniului dat nu necesită a fi demonstrată. Iar atribuțiile ce revin Comisiei Electorale Centrale în acest domeniu sunt numeroase, sunt complexe și denotă încrederea legislativului în profesionalismul, echidistanța, precum și în independența instituției noastre față de orice influență politică.